Două asociații naționale au semnat astăzi un memorandum de colaborare pentru a promova turismul medical în Republica Moldova. Fertilizarea in vitro, stomatologia sau chirurgia plastică sunt proceduri cunoscute deja în rândul turiștilor străini. În câteva zile la Chișinău va fi organizat un eveniment internațional cu experți din industria medicală din peste 15 țări pentru stabilirea unor noi parteneriate. Turismul medical a luat avânt în Republica Moldova începând cu 2018. Doar anul trecut a fost înregistrată o creștere cu 35% a acestor servicii în comparație cu perioadele anterioare. Cei mai mulți turiști vin din România, Italia și Germania. Ca prim pas va fi acest forum organizat de către Asociația Națională pentru Turism Medical. Acest forum ne va permite să deschidem Moldova dintr-un nou vizor, dintr-o nouă viziune, ca un nou aspect și ca o nouă ofertă pentru peste 25 de țări. Acest flux pe care l-a menționat Elena, el se va mări substanțial, sperăm și mizăm să crească în următorii ani cu 20%, ceea ce va genera cifre mai mari la economia națională. Turiștii sunt tot mai interesați nu doar de locurile pitorești, ci și de faptul cum își pot întrema sănătatea. Despre perspectivele turismului medical în Republica Moldova se va discuta la Travel Forum Moldova 2023, care va avea loc în premieră la Chișinău între 15 și 16 septembrie. Prețuri mai bune la servicii de calitate înaltă și linii de așteptare sau coadă de așteptare care este mult mai scurtă. În Republica Moldova vom avea și discuții directe cu companiile internaționale de asigurări în medicină, care vor trimite sau vor contracta direct spitalele din Republica Moldova pentru anumite domenii de servicii care nu sunt acoperite cu polița de asigurare în țara de origine. Valoarea cifrei de afaceri a serviciilor medicale prestate anul trecut cetățenilor străini în Republica Moldova a atins 50 de milioane de dolari, iar raportul la bugetul de stat este de aproximativ 23 de milioane. Asta înseamnă 10% din totalul industriei turismului din Republica Moldova. Vedem o plus valoare atât pentru economia națională, pentru locuri de muncă mai reziliente, dar și pentru inovare și pentru transfer de tehnologie. Aceasta se va transpune într-un mix de ofertă. Industria globală a turismului medical încasează anual peste 800 de milioane de euro.